o să mai stăm în picioare doar ca să citim Evanghelia și apoi o să vă reocupați locurile. Vă invit să deschideți Cartea Sfântă în 1 Corinteni, capitolul 11. 1 Corinteni, capitolul 11, vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu e dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul, prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu și adunarea să spună amin. Scumpii mei, vă rog să vă reocupați locurile. O salutăm pe sora Luci Varga. Și cinstim pe Domnul pentru că sunteți cu noi din nou în adunare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne-am rugat pentru dumneavoastră. V-am purtat în rugăciune. Lăudați să fie Dumnezeu că ne-a ascultat. Am citit unul dintre textele biblice care se citesc foarte rar în adunările noastre. Pentru că textul acesta vorbește despre lucruri discutabile. Scopul meu nu este să predic despre lucruri discutabile, ci am citit acest text pentru că în această seară, în ciclul acesta de predici în care privim la bărbat și femeie în calitate de soț și soție, la copiii lor în calitate de vlăstare din familie, aș vrea să continuăm cercetarea noastră, incursiunea noastră în înțelegerea voii lui Dumnezeu, aducându-ne aminte de ea. Și în seara aceasta o să vorbim despre riscurile familiei. Atunci când vorbim despre familia după modelul Creatorului, trebuie să predicăm despre familie așa cum spune Biblia. Dumnezeu să ne ferească să știm mai mult decât ne spune Dumnezeu în Biblie. Că dacă nu știm din Biblie, atunci de unde știm? Noi nu știm despre Dumnezeu mai mult decât ne spune Biblia. Uneori cuvântul lui Dumnezeu pare aspru și cuvântul lui Tata pare uneori aspru. Dar dacă tata n-ar fi aspru, ce s-ar întâmpla cu copiii și cu familia lui? Asprimea tatălui nu este duritate și nu este manifestarea unui șef, ci este manifestarea iubirii, a grijei și a responsabilității pentru copiii care trebuie să crească drept. Aș vrea în această seară să vorbim despre riscurile familiei și, evident, începem cu bărbații. Atunci când discutăm despre riscurile bărbaților, sigur că vorbim despre vulnerabilitățile lor și predica aceasta nu e ușor de ascultat de bărbați. Dar nici cele de data viitoare, când vom vorbi despre riscurile femeilor, nu va fi ușor de ascultat de surori. Când spun nu e ușor de ascultat, nu înseamnă că frații și surorile nu iubesc cuvântul Domnului, dar atunci când te confruntă cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să te ții un pic tare pe picioare. Sigur că poporul Domnului iubește cuvântul lui Dumnezeu. Și-l iubim atât de mult încât vrem să-l ascultăm.
Cuvântul Domnului nu se îndreaptă ca un reproș înspre cineva, că noi toți suntem din același aluat, suntem slabi, tari în Domnul. Dar Evanghelia trebuie predicată și trebuie predicată așa cum este scrisă, altfel. Nu vom avea niciun folos, nici noi care vorbim și vom fi osândiți și nici dumneavoastră care ascultați. Riscurile bărbatului. În această seară aș vrea să afirm faptul că în vremea aceasta pe care noi o trăim, găsim din ce în ce mai rari bărbați maturi. Una dintre marile probleme cu care se confruntă America și lumea întreagă este criza de bărbați. Când spun criza de bărbați, nu mă refer la indivizi de gen masculin, că ei sunt la fel de mulți, ci mă refer la bărbați care să se subordoneze lui Iisus Hristos și în familiile lor să se supraordoneze soțiilor lor. Așa spune Scriptura. În această ierarhie pe care a creat-o Dumnezeu, în această structură de autoritate, este Dumnezeu Fiul, bărbatul și soția. Evident că după aceea mai jos sunt copiii, însă vreau să mă opresc asupra acestui aspect al scării, al ierarhiei divine. Întotdeauna întâlnim băieți între, cu vârstele cuprinse între 20 și 80 de ani, pentru că orice individ de genul masculin, dacă nu este matur spiritual în Hristos, degeaba este matur din punct de vedere al vârstei biologice. Nu ați întâlnit băieți de 20 de ani cu care poți discuta lucrurile lui Dumnezeu, care atunci când este de plâns, plâng și când este de râs, râd. Și n-ați întâlnit oameni de 70 de ani care râd când se plânge și plâng când se râde? Nu întotdeauna vârsta biologică este în acord, este la pas cu maturizarea spirituală. De cele mai multe ori este așa, dar lumea aceasta nu duce lipsă de oameni în vârstă, duce lipsă de bărbați maturi. Probabil afirmațiile mele sunt mai greu de înțeles înainte de a fi explicate. Eu sunt bărbat și nu spun cuvinte care sunt un afront la bărbații din biserică sau la bărbații care vor asculta înregistrarea aceasta vreodată, ci vreau numai să spun ce spune Biblia. Dacă un bărbat nu este matur, este ca un băiat. În seara aceasta o să folosesc trei expresii, una de băiat, una de bărbat și una de patriarh. Și aceste expresii nu se referă la vârsta biologică a bărbaților. Nu se referă la înălțimea vârstei biologice, adică băiatul e până la 20 de ani, bărbatul e după 20 de ani, iar patriarhul de undeva de la probabil 50-60 în sus. Nu mă refer la vârsta biologică, pur și simplu nici nu țin cont de ea, ci eu mă refer la maturitatea în Hristos, care este dovedită prin osteneala dragostei, care este dovedită prin stilul de viață. În urma unor statistici s-au conturat câteva trăsături ale bărbatului american din generația noastră. Și aș vrea să vorbesc puțin despre asta și să vă aduc aminte de faptul că rada sinuciderilor este mai mare de 4 ori la bărbați decât la femei. De asemenea, media de viață este cu 10% mai mică la bărbați decât la femei. Bărbații reprezintă 2/3 din numărul alcoolicilor și din numărul drogaților. 90% dintre persoanele care sunt arestate pentru consum abuziv de alcool sau de droguri sunt bărbați. 80% dintre persoanele fără locuință sunt bărbați. 60% dintre persoanele exmatriculate din școli sunt bărbați. Bărbații de culoare au cea mai mică durată medie de viață din toate categoriile sociale. Peste 50% dintre ei cresc fără tată. Și lucrul acesta se vede în fiecare zi din viața lor când ajung adulți. Sunt mai mulți bărbați de culoare în închisori decât bărbați de culoare în liceu. Fraților, aceasta demonstrează o America prăbușită. Sunt mai mulți bărbați de culoare în închisoare decât în liceu. Aceasta este o mare rușine pentru țara aceasta, care într-un viitor apropiat și pe termen lung va coborî vertiginos și numai o stare de pocăință o va restaura,
dacă lucrul acesta se va întâmpla. Unul dintre patru bărbați de culoare, cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani, este la închisoare sau eliberat condiționat. Și această statistică, această rată a bărbaților, este de 10 ori mai mare decât a femeilor din această categorie. Priviți, vă rog, la procentajul acesta care vorbesc despre mamele care lucrează. Și prezint statistica aceasta ca să spun următoarele cuvinte. Bărbatul a fost jefuit de rolul lui de a întreține familia prin faptul că femeile au început să muncească în afara casei. Și când femeile au abandonat familia și au îmbrățișat cariera, dintr-o dată s-a creat o concurență între soț și soție, care a creat superioritate și inferioritate în funcție de venitul pe care îl aduc în casă, soția și soțul. Și uitați-vă aici din anul 1960 până în anul 2000 ce s-a întâmplat. Copii cu vârsta sub 6 ani și copii cu vârsta între 6 și 17 ani. Dacă în 60 erau 20%, în secolul 21 și în 75% pentru copiii mai mici și 89% pentru copiii mai mari. Cine să ne educe copiii dacă educatorii nu mai au timp de ei? Este adevărat că noi putem să chemăm pe cineva care îngrijește copilul, îi schimbă îmbrăcămintea, îi dă să mănânce, îl obligă să stea în fața unui televizor sau unui computer sau la o altă jucărie electronică ca să-l țină treaz și persoana care îl îngrijește să doarmă, să-și facă unghiile sau să se preocupe de altceva. Însă a crește un copil e diferit de a-l educa. Și animalele cresc și copiii cresc, nimeni nu rămâne mic. Însă dacă copilul crește și nu este educat, el rămâne needucat pentru restul vieții. Eu am crescut fără părinți. Am fugit de la școală toată copilăria mea. Uneori, poate pare ridicol, îmi scriam tema în drum spre școală, făcând cam 10-15 minute până la școală. Pur și simplu mergeam și scriam. Imaginați-vă cam ce scria acolo. Întotdeauna am fost pedepsit de învățătoare. N-am avut nici tată, nici mamă care să-mi spună că a învăța este spre binele meu. Tot timpul am alergat după tractoare și îi rugam pe tractorii să mă luase pe mine să merg la arat, că era cel mai simplu. Puneai roata din față acolo în brazdă și tractorul mergea aproape singur. A fost pasiunea copilăriei mele. Și când am ajuns la 20 de ani și când m-am căsătorit, în clasa 9 am plecat din liceu. Din primul semestru din clasa 9 am plecat. M-am dus la un liceu de naval, unde se educau meseriași pentru construcția de vapoare. Și pentru că n-a avut cine să mă întrețină, nu aveam ce să mănânc, cu ce să mă îmbrac, a trebuit să plec și am mers în șantierul acela naval, însă am mers ca un fel de ucenic, un fel de om care a ajutat pe cineva să sudeze sau să ducă metale și să facă tot felul de munci grele. Am lucrat în compartimente pline de gaze de sudură pentru mulți ani. Și când m-am căsătorit, mi-am dat seama că soția mea și copiii care au apărut au nevoie de casă, au nevoie de... De ce aveau nevoie copiii de seama lor și familiile de genul nostru? Și atunci am trebuit să merg la seral, și eu și Carmen, pentru că ea s-a căsătorit foarte de tânără cu mine. Și am început clasa 9 la seral și la seral faci 5 ani, nu 4. Și au fost ani grei. Aveam copii, munceam toată ziua, iar seara până la 10 târziu mergeam la seral. Cine îngrijeau copiii? Că niciunul dintre noi n-am avut părinți să îi îngrijească. A fost o perioadă foarte grea. Și la vârsta aceea, când alții se bucurau de școala lor, noi a trebuit să facem școală. Și după aceea am încercat să mai facem câte ceva. Ei, statistile acestea vorbesc despre copiii ca mine și poate despre copiii ca dumneata. Există o vreme a educației și copiii nu rămân mereu copii. Educația nu în moft, nu este un privilegiu a oamenilor cu bani. Educația este mai importantă decât aerul, decât apa și decât mâncarea. Educația transformă partea aceasta animalică din om, biologicul acesta, într-o ființă care are principii, care trăiește după reguli, care îl urmează pe Dumnezeu, care are o conduită, care are un spirit, care are o etică morală. Atunci când vorbim despre riscurile bărbaților, nu vrem să spunem că femeile nu se încadrează în aceste riscuri. Vrem doar să spunem că bărbatul are o misiune glorioasă de a fi capul femeii, de a-și conduce soția și familia. Iar dacă el nu se poate conduce pe sine, nu o să-și poată conduce niciodată soția.
Și atunci nu-i de mirare că soțiile ies de sub autoritatea lor, se ridică deasupra lor, ajutate de feminismul secolului trecut, și dintr-o dată asistăm la o subordonare a bărbaților. Generația noastră este o generație a subordonării bărbaților. Pur și simplu este o generație a subordonării bărbaților. Știți de ce nu mai există familii? Pentru că nu mai există bărbați. Știți de ce nu mai există familii? Pentru că nu mai există bărbați. Pentru că nu mai există tați. Pentru că și-au ratat misiunea. Pentru că se ocupă de mașini și de case. Pentru că se ocupă de aventuri și de plăceri. Pentru că au uitat care este misiunea lor, să-și conducă familia, să fie capul soției lor și să fie tatăl copiilor lor. Nu vreau să jignesc pe nimeni, noi toți suntem la fel. Vreau numai să spun că stilul de viață al unui bărbat de astăzi este într-un conflict dureros cu Evanghelia lui Dumnezeu. Ce face diferența între aceste două categorii de bărbați? Maturitatea și imaturitatea. Când un bărbat nu este matur, indiferent de vârsta care o are, e doar un băiat. Poate fi un băiat de 10 ani, de 20 de ani sau de 50 de ani. Pentru că eu nu vorbesc despre băieți ca vârstă biologică, ci vorbesc despre băieți ca asumarea responsabilităților vieții. Vorbesc despre băieți, bărbați și patriarhi ca și atitudine față de muncă, ca și atitudine față de Dumnezeu, ca și atitudine față de familie, ca și atitudine față de ei înșiși. Sunt băieți care cresc băieți și fete, propriilor copii. Și sunt soții care au viață grea cu soții lor, doar cu niște băieți, care fug de muncă, fug de responsabilități, fug de familie și sunt numai cu ochii pe copilării. Trebuie să spunem că lucrul acesta este adevărat. Este la fel de adevărat că în rândul evanghelicilor acest număr e mai mic. Asta nu înseamnă că femeile sunt ființe perfecte. Când vom vorbi data viitoare despre ele, vom vorbi și despre vulnerabilitățile lor, ca și categorie specifică de indivizi umani. Dar astăzi vorbim despre componentul bărbat și despre riscul lui de a rămâne imatur în timp ce biologic ajunge la 30, la 50, la 80 de ani. Am pus acolo o poză. Un băiat stă rezemat de portiera mașinii și o fată încearcă să fixeze motorul care nu pornește. Imaginea aceasta este o mare ciudățenie. Unii au rămas băieți, alții au devenit bărbați și chiar patriarhi, acestea fiind cele trei etape din procesul dezvoltării unui individ de gen masculin, unui băiat, unui bărbat, unui patriarh. Băiatul, bărbatul și patriarhul. Acestea sunt etapele din viața unui component de gen masculin. Mulți bărbați, ca și identitate de gen, nu ajung niciodată bărbați sau patriarhi. Pentru că în copilărie nu sunt educați, pentru că pe deasupra au parte și de un temperament complicat și lipsiți de educație, de zestrea dobândită a unui caracter de onoare și demn, devin niște soți care pur și simplu sunt târâți în viața de familie, niște tați care nu-și asumă responsabilitățile și îmbătrânesc în maniera aceasta. Nu știu câți bărbați sunt așa, dar știu că sunt. Aș vrea să vorbim puțin despre băiat, despre această fază de început și să-l definim ca fiind individul de gen masculin, tânăr sau bătrân, care nu s-a maturizat din punct de vedere moral și spiritual. El este dezordonat. Întotdeauna un băiat, indiferent de vârsta biologică, este dezordonat. Ia Biblia asta de aici și mâine când vii, te aștepți să găsești Biblia aici că vrei să citești din ea. Și nu o găsești. Și spui, Doamne, dar unde e Biblia? Și ți-a un sfert de oră să o cauți. Și complici viața unor oameni pentru că n-ai pus lucrul la loc. Pentru că există dezordonare. E normal un copil să fie dezordonat. Dar un om după ce a trecut de 20 de ani să fie dezordonat, e o rușine. E o ofensă. Când individul acesta de gen masculin trece de vârsta de 20 de ani, el trebuie să stabilească ordine în viața lui.
Și nu doar să stabilească ordine în viața lui, el trebuie să fie și disciplinat, dar în situația în care nu este, e doar un băiat, dezordonat și nedisciplinat. Întotdeauna vorbește soția, copiii sau părinții, păstorul cu el, aceleași lucruri. Și din nou mâine este ca și cum nu le-a vorbit. Nu este disciplinat. Tot timpul cineva trebuie să-l tracă de holțul harnei, de holțul hainei și îi spune: hei, nu pe aici, nu vezi că e roșu, oprește-te, omule. Tot timpul e nevoie de cineva să-l strunească sau să-l motiveze. Să-i spune: hei, 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 nu la dreapta, la stânga. Nu se poate conduce singur. Nu-și poate impune reguli în viață. Tot timpul are nevoie de cineva care să-i spune: hei, nu-i bine pe unde te duci, omule. Fără disciplină și fără ordine, indiferent ce vârstă biologică are, el este doar un băiat și este haotic. Am cunoscut cândva pe cineva care m-a dus cu mașina într-o țară din Europa unde viteza este nelimitată pe anumite porțiuni de drum. Știți bine cum se numește țara aceasta, e una dintre cele mai dezvoltate din Europa. Și omul ăsta avea o mașină foarte puternică și am mers la o biserică pentru o săptămână și el m-a dus dintr-un loc în altul. Mergea cu 280 de kilometri pe oră. Vorbea cu mine, râdea și nu se uita deloc în față. Uita unde trebuie să iasă, la exitul pe unde trebuie să iasă și și aducea aminte în ultimul moment. Și când și aducea aminte, frâna și pur și simplu o tăia peste 2-3 benzi înspre exit și în urmă se auzeau frâne, claxoane, el se uita la mine, se ținea cu o mână de burtă, râdea și spunea: condu haotic, condu haotic. E adevărat, el conducea haotic. Pur și simplu am avut o groază ieșită din comun. Mi-a fost frică grozavă cum cu el în mașină. Era de-a dreptul haotic. El avea dreptul să facă așa cu viața lui, dar nu cu a mea. Domnul a fost bun, am plecat de acolo. Sunt oameni haotici, sunt oameni dezordonați, sunt oameni nedisciplinați. Ei sunt doar niște băieți. Ei se laudă cu asta. Ei le prezintă ca pe niște bravuri, ca pe niște aventuri care îi definește. Nu este rău să fii băiat, este rău să rămâi băiat. Băiatul nu devine bărbat dacă nu învață să muncească. Căsătoria și munca îl transformă pe băiat în bărbat. Dacă nu va începe să muncească și nu se va însura, există riscul să nu se transforme, dar asta nu înseamnă că dacă cineva alege celibatul și nu se căsătorește, asta nu înseamnă că nu poate deveni bărbat. Am vrut doar să vă spun că alegerea să muncești te disciplinează și alegerea să te căsătorești mai mult te disciplinează. Șeful și soția sunt două bune instrumente pentru a pune ordine în viața unui băiat care s-a făcut mare, dar nu este disciplinat. Am ajuns la bărbat. Bărbatul e individul de gen masculin care și-a asumat responsabilitatea de a stabili ordine și disciplină în viața lui și în viața familiei lui restrânse. El este ordonat, el este disciplinat și el este responsabil. Viața de familie te ajută. Toți bărbații care sunt aici și s-au căsătorit pot confirma faptul că atunci când te căsătorești, nu mai faci ce vrei, că nu mai ești al tău. Și ai soția care spune: hei, iar te duci la fotbal, ți-ajunge o dată pe lună sau o dată la două luni. Iar te duci la pescuit, ți-ajunge o dată la, spuneți dumneavoastră, niște un număr de zile. Când nu ești căsătorit, nu spun neapărat că faci ce vrei, dar cam așa. Când te căsătorești, nu mai poți să faci ce vrei. Și dintr-o dată trebuie să dai socoteală, unde ai fost, unde te duci, nu cumva ai prea mult, n-ai vrea să te mai gândești dacă chiar trebuie făcută treaba asta. Unui bărbat e foarte greu să se supună, pentru că stilul lui, configurația lui, caracteristicile lui, îl fac să fie cineva care trăiește în afara casei. De obicei, bărbatul devine bărbat când se căsătorește. Și de obicei, când se căsătorește, se separă de părinți, dar nu se izolează. Se separă de părinți și are o locuință proprie. Atunci devine responsabil. Este greu pentru un băiat unde tata plătește toate bilurile, toate datoriile. Încerc să găsesc un cuvânt care îl înțeleg și oamenii care nu trăiesc în America. Toate notele de plată, când le plătește tata, tu nici nu știi că astea există.
Nici nu știi că telefonul costă bani. Nici nu știi că gazul costă bani, curentul costă bani. Rata lunară de la bancă. Nici nu știi că există treburile astea. Și când te căsătorești și te duci într-o chirie, afli că tot timpul copilăriei tale tata a plătit treburile astea și tu n-ai știut. Și zici, Doamne, ce tare a fost tata care a reușit să plătească toate astea în fiecare lună. Și mie mi-e așa de greu. Și copilul dintr-o dată e pus în situația să nu mai risipească banii, că vine sfârșitul lunii când trebuie să plătească treburile astea. Și încet, încet, el trebuie să se disciplineze. La tata și la mama n-a făcut-o, l-au certat și l-au cicălit până și-au pierdut nervii cu el. Dar acum când are casa lui, n-are ce să facă. Mai mult de atât, soția îi spune, dă-mi 50 de dolari că vreau să merg shopping. Și dacă îi cere 50, e o zi fericită. Dar de unde să-i dai 50 de dolari? Trebuie să ai 50 de dolari. Și dacă mai îți cere peste 3 zile încă 50, de unde? Și luna are 30 de zile. Trebuie să economisești bani, nu glumă. Și de unde bani? Că toți cer bani. Toată lumea cere bani. La biserică trebuie bani. La instituțiile astea, gaz, curent și celelalte, trebuie bani. La soție trebuie bani, la copii trebuie bani, ție trebuie bani. Peste tot numai bani. Pastorul spune, vino la biserică, de ce lipsești de la rugăciune? Soția spune, vino mai devreme acasă, că vreau să stau de vorbă cu tine. Copiii spune, hai la parc. Poftim. Bietul bărbat, cum să fie el un bărbat de succes înghesuit de responsabilități de genul ăsta? Cum să-și facă el un program să-i mulțumească pe toți? În ce seară să lipsească de la biserică? Că ori în care ar lipsi când îl văd pe hol, tot așa mă uit la dumnealui. În ce seară să lipsească din familie? Cât să-i ducă pe copii cu promisiunea, las că mergem mâine la parc? Cât poate să reziste soția, las că mâine seară ieșim un pic să ne plimbăm? Apoi el mai își repară mașina, mai repară cât un burlan, câte ceva pe lângă casă. Și ziua are 24 de ore. Și fiecare se așteaptă de la el să-i dea ceea ce îi este dator. Și soția, și copiii, și instituțiile, și geabul, și biserica, și toate sunt în capul lui. Patriarhul este individul de gen masculin care și-a asumat responsabilitatea pentru a se maturiza și de a face din familia lui extinsă beneficiarul acestei mântuiri. Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu despre Avram? Să vă dau eu exemplu unui patriarh. Dumnezeu despre Avram spune următorul lucru. Eu știu că Avram va porunci copiilor lui, asta e familia restrânsă, dar și copiilor copiilor lui, asta este familia extinsă. Întreb, câți dintre noi mai avem autoritate asupra copilului nostru și dacă are 20 de ani, îi spunem așa, în seara asta nu te duci aut, rămâi acasă și ne ascultă. Dacă vă spun să ridicați mâna, nu-mi stă frumos. Dar nu e așa că ar fi un examen grozav de greu? Dar acum întrebarea numărul 2 și mai complicată, câți dintre noi mai putem porunci copiilor după ce se căsătoresc și nepoților când s-au făcut mari? Că așa a spus Dumnezeu despre Avram, copiilor, copiilor, el va porunci, adică se va bucura de respectul lor. Și dacă va spune, te rog frumos să faci lucrul ăsta pentru mine, n-am timp, te rog din respect pentru mine să-ți faci timp. Este greu? Cât de greu? Unde e Avram? Toți știm că a murit. Patriarhul este matur, crește și îngrijește pe alții. Băiatul trăiește în haos, bărbatul trăiește în ordine, patriarhul trăiește în maturitate. Acestea sunt cele trei faze ale vieții unui bărbat. Orice suferință îl ajută pe bărbat să devină patriarh. Orice formă de singurătate îl ajută pe bărbat să devină patriarh. Orice ostilitate cu care se confruntă, îl ajută pe orice adversitate, îl ajută pe băiat, pe bărbat să devină patriarh. Cu cât confortul e mai mare, cu cât privilegiile sunt mai mari, cu cât lipsa de responsabilitate este mai prezentă, cu atât băiatul va ajunge mai greu bărbat și mai ales patriarh. Atunci când vorbim despre patriarh, spunem că un băiat primește, băiatul tot timpul vrea, copilul vrea, lui trebuie, el are nevoi, îi trebuie atenție, îi trebuie bani, îi trebuie tati să meargă cu el, bunicul să meargă cu el. Un soț dă
își dă lui și îi dă familiei. Însă un patriarh are slujba dăruirii cu bucurie. Omul acesta nu obosește, știe să nu se supere, știe să trateze mofturile celor din familie fără să le reproșeze, pentru că patriarhul este prietenul tuturor membrilor familiei lui. El îi mustră pe toți, dar îi mustră într-un fel în care nu și-i face dușmani. El îi mustră pe toți, dar îi mustră într-o manieră în care nu și-i face dușmani. El atrage atenția și când îți vorbește, ți se face rușine. Mai bine ți-ar da o palmă și te-ar lăsa în pace decât să te cheme și cinci să spună, ia puțin loc. Și când se uită la tine, știi ce vrea să spună. Ai vrea să eviți discuția aia, ți-e groază de ea. Omul acesta se bucură de o așa mare încredere și respect în inima dumitale, încât nu-ți place că el e nemulțumit. Regreți faptul că l-ai adus în situația asta și vei încerca să nu mai faci. Un astfel de tată, un astfel de bunic, un astfel de bărbat este un mare patriarh. Omul acesta are influență în casa lui. Omul acesta când vorbește, de obicei, cei din jur, un pic țin cont de ceea ce el a spus. Un băiat poate deveni bărbat, dar niciodată patriarh. Un bărbat poate deveni patriarh. Niciodată nu poți să urci două trepte odată. Un băiat mai întâi trebuie să devină bărbat și după aceea poate să devină patriarh. Trecerea prin aceste etape de vârstă nu depinde de viața biologică, ci depinde de viața spirituală. Depinde de maturizare. Uitați-vă puțin la acest tabel, și eu l-am găsit undeva și am vrut să vi-l arăt, pentru ca să înțelegeți următorul lucru. Băiatul când învață să muncească, bărbatul învață să se lipească de soția lui ca să devină una. Dar patriarhul învață să dezvolte o dragoste matură față de Dumnezeu. Priviți trei preocupări diferite care sunt în ascensiune. Băiatul învață să se odihnească. Să știți că băieții n-au odihnă. I-ați văzut că n-au stare? Nepoțelul meu, vine, cel mai mare, vine la sfârșitul slujbei la mine și îl iau în brațe și când să mă bucur de el, începe așa să se zbată ca un pește și trebuie să-l las jos. N-are stare. Nu poate să sufere mai mult de un minut, maxim două. Îi trebuie diversitate. Fuga la celălalt, nici la ăla nu stă două minute, iar se întoarce la mine și uite așa pendulează. N-are stare, e agitat. Se plictisește de orice lucru în 30 de secunde. El nu știe să stea dacă îi spun, tati, hai să facem nani. Nu, mă, ai nevoie de somn. Nu, doarme în picioare, dar nu vrea să se culce. Să știți că băiatul are nevoie să învețe să se odihnească. Pentru că noi nu trebuie să muncim mai puțin. Noi trebuie să muncim mai mult, dar atunci când muncim mult, trebuie să ne odihnim mult. Marea noastră problemă nu e că muncim mult, marea noastră problemă e că ne odihnim puțin. Bărbatul trebuie să își iubească nevasta și patriarhul dezvoltă o dragoste față de Dumnezeu. Băiatul învață să se lupte, că până atunci s-a luptat tati pentru el și mami. Bărbatul hotărăște să fie tată pentru copiii săi, iar patriarhul își dezvoltă o conducere creativă, o conducere plină de respect și plină de autoritate. Băiatul învață să fie preot, bărbatul este tată pentru copiii săi, iar patriarhul își dezvoltă dărnicia. Întotdeauna patriarhul nu mai face nimic altceva decât să dea. Aceasta este soarta bunicilor. De obicei, patriarhii sunt bunici, sunt oameni spre sfârșitul vieții. De obicei, ei dau. Ei sunt cu ochii pe atenții, pe cadouri. Atunci când tati spune, vină încoace să te aranjezi un pic, bunicul spune, poți să-l lași 5 minute la mine? Încearcă să-l scape. Bunicul și-a pedepsit copiii când a fost tată și a ieșit scântei din ei. Dar acum când e bunic, nu mai poate să facă treaba asta, dacă e nevoie cu mare greutate cât un picuț. Bunicul dă. Patriarhul oferă tot timpul. Are resurse. Pentru că trece prin viață și trecând prin viață te formezi, îi înțelegi pe oameni, le înțelegi dificultățile, vulnerabilitățile, mofturile și pur și simplu înțelegi că omul e o ființă slabă și capeți capacitatea de a-l înțelege și de a-l ajuta, chiar dacă îl corectezi, îl corectezi în așa fel încât să nu-ți devină dușman. Destul de rar folosești nuiaua și vorba cu tâlc, cu înțelepciune, din aia cu vină încoace, este folosită de patriarhi. Nu vreau să confundăm patriarhii cu bunicii, pentru că bunic e o vârstă biologică. Atunci când vorbim despre aceste categorii de oameni, spunem că bărbatul a fost făcut de Dumnezeu, bărbatul și femeia sunt egali în valoare și când afirmăm lucrurile acestea, spunem următorul lucru. Ce spune Biblia despre bărbați?
Biblia face foarte multe afirmații despre bărbați. Cred că o să vă arăt 30 dintre ele. Aceste afirmații despre bărbați sunt punctul de vedere al lui Dumnezeu care definește identitatea unui bărbat. Prima dintre ele, bărbatul a fost făcut de Dumnezeu. A doua dintre ele, bărbatul și femeia sunt egali în valoare, dar nu în responsabilități. Adică, egal la păcat și sfințenie, egal la prețul eliberării, au același rol în reforma spirituală și sunt egali în fața legii. Al treilea, legământul avramic cerea tăierea împrejur a bărbatului, doar a bărbatului. Nu există homosexual din naștere. Bărbatul avea privilegii, câteva dintre ele. Soția dorea iubirea bărbatului. Există în Biblie mâncăruri numai pentru bărbați. Puteți să citiți. Dumnezeu descoperă păcatul, dar ocrotește bărbatul. Gândiți-vă la Adam. Soția trebuie să se împodobească pentru bărbatul ei. Este adevărat că și invers, dar într-o măsură mult mai mică. Bărbații veneau la închinare. Dumnezeu folosește prerogative bărbătești. Dumnezeu este El, nu ea. Nu vreau să promovez superioritatea inutilă, neautentică a bărbaților, vreau doar să spun ce spune Biblia. Bărbații trebuia să slujească la templu, la templu nu slujeau femei, niciodată n-au slujit. Nu vreau să comentez obiceiurile contemporane, e treaba lor ce fac. Uciderea băieților însemna distrugerea națiunii. Bărbații sunt lideri, bărbații geloși devin periculoși, agresivi, violenți. Era normal ca bărbatul să aibă inițiativă. Și în prietenie băiatul are inițiativă, și în logodnă, și în căsătorie, și în celelalte lucruri pe care eu nu-mi permit să le comentez. Bărbăția este asociată cu vitejia și competența. Nu poți să-i spui la o femeie că e vitează decât în situații extreme, dar acest prerogativ se folosește pentru bărbați, un viteaz al Domnului. Asta nu înseamnă că femeile nu-ți viteze, înseamnă că lor nu li se cere să fie viteze. Lor li se cere să fie dulci, să fie bune, să fie pline de sacrificiu. Prerogativele femeilor sunt puțin diferite, că altfel nu l-ar putea completa pe bărbat dacă ar fi ca el. Că doi Adam înseamnă tot un Adam, că amândoi fac același lucru. Bărbatul trebuie respectat de soție. Am citit textul din această seară. Adevăratul bărbat e condus de Hristos și evident că își conduce nevasta. Bărbatul este sursa femeii, așa spune Biblia. Bărbatul are dreptul la o singură soție. Bărbații au făcut mult rău în istoria omenirii. Câteva exemple. Rău a intrat în lume din cauza bărbatului, dar nu prin bărbat, dar din cauza lui. Cu el a vorbit Dumnezeu și i-a spus să păzești grădina asta, nu cu femeia. E adevărat că el dă vina pe femeie mai târziu, dar dă vina pe ea pentru că avea nevoie să dea vina pe cineva. El are un pic de dreptate când dă vina pe ea, că prin ea a intrat păcatul, dar a intrat păcatul că el nu a făcut ce a trebuit. Primul criminal a fost bărbat, știți bine cum l-a chemat. Primii homosexuali au fost bărbați, împărații răi au fost bărbați, și prorocii răi au fost bărbați, și preoții răi au fost bărbați, și leviții răi au fost bărbați. Bărbații deteau acordul femeilor să aducă jertfe. Ezra a constatat că bărbații au încălcat legământul și au pângărit națiunea căsătorindu-se cu fete din alte etnii decât cu evreice. De asemenea, Pavel vorbește despre răutatea bărbaților. Bărbatul nu este mântuitorul soției. Atunci când citim în Corinteni că copilul e mântuit prin părinți, după virgulă, spune că și femeia e mântuită prin bărbat. Vreau să vă întreb, e mântuită femeia prin bărbat? Ei, cât e mântuită femeia prin bărbat, atât e mântuit și copilul prin părinți. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Analizați versetul acela lui Pavel. El spune două categorii de mântuitori și două categorii de mântuiți. Mântuitorul este tata și mama pentru copil și soțul pentru soție. Este lucrul acesta adevărat? Nu poate să fie numai unul da și unul nu, că sunt puse în aceeași categorie. Mântuiții sunt copiii și soția, iar mântuitorul este soțul și părinții. Cât mântuiește soțul pe soție, atâta mântuiește părinții pe copii. Dumnezeu respectă autoritatea bărbatului. Bărbatul trebuie să respecte familia altuia. N-ați observat că uneori soțiile sunt mai năvalnice pentru că ele în general trăiesc în sfera emoțională. Ele repede se supără, ele repede se agită pentru că ele îngrijesc întotdeauna de casă. Ele sunt mai sensibile
Și bărbatul, Biblia ne spune că trebuie să echilibreze năvălnicia sentimentelor feminine și să rămână în dimensiunea logicii masculine și să respecte familia altuia, că altfel un bărbat, o femeie foarte ușor poate să aibă o discuție conflictuală adversă cu un bărbat, cu o femeie, cu o altă femeie, dar un bărbat mai greu are o discuție agresivă cu un alt bărbat, pentru că de la o discuție puțin agresivă până la o încăierare la bărbați este doar un milimetru, la femei nu prea se întâmplă treaba asta. Noi știm bine că un bărbat rabdă mult. E adevărat că și când se supără face un pic urât, dar el rabdă mult mai mult decât o femeie în ceea ce privește adversitatea, conflictele, sensibilitatea. Bărbatul trebuie să respecte familia altuia. Bărbatul poate vorbi inimii soției lui, dacă el are inițiativa cu prietenia, logodna și căsătoria. E normal să știe să-i vorbească inimii prietenei, logodnicei și soției lui, că altfel cum și-ar împlini inițiativa? Misiunea de a începe, el e începătorul. Bărbatul este stăpân peste trupul soției, e adevărat că și invers. Bărbatul cu soția credincioasă este binecuvântat. Bărbatul nu trebuie să accepte orice lucru de la soție. Ne apropiem de încheiere, femeia trebuie să fie pe placul bărbatului. Este adevărat că și invers, Pavel spune lucrurile astea. Adevăratul bărbat învață să se pocăiască. Nu e bărbatul acela dur care nu știe să spună I'm sorry. E nepocăită la frați și surori. Dar este absolut nepocăit și imatur. E un băiat arogant care nu știe să se aplece. Și asta doar pentru că e băiat indiferent de vârsta care o are. Un bărbat adevărat știe să facă pace spunând: omule, nu ți-am greșit, ba da, mi-ai greșit. Dacă tu crezi că ți-am greșit, te rog să mă ierți pentru că tu crezi că ți-am greșit. Are puterea să împace un conflict, să-și rezolve o situație de genul acesta. Filmele acestea care promovează scoaterea sabiei, a pistolului, a puștii, cu Rambo și prietenii lui, care totdeauna fac dreptate cu pușca, tunul, tancul, și ăștia nu-s bărbații lui Dumnezeu, să ai altfel de bărbați. Noi vorbim în această seară despre bărbați, despre voia lui, după voia lui Dumnezeu, despre bărbații aceia pașnici și înțelepți, despre bărbații aceia care se uită după urmele pașilor lui Iisus în istorie și chiar dacă le găsește greu, când le identifică, calcă în ele, chiar dacă sunt ironizați, priviți ca niște bărbați efeminizați. Bărbatul trebuie să-și învețe soția, așa ne spune Biblia, așa ne spune Scriptura. Știți de ce? Nu pentru că femeia e mai slabă, nu, nu, nu. Constituția unui bărbat este prin excelență logică. Bărbatul este un achiziționar de idei, în timp ce femeia este un achiziționar de sentimente. Ea tot timpul spune: hai să ajutăm pe ăsta săracu, ia uite-te la el. Unui bărbat îi trece mai rar asta prin cap. Maica Tereza a fost femeie. Ele sunt pline de milă. Ele sunt înclinate înspre dărnicie, înspre comunicare, înspre iubire. Un bărbat, un tată, imediat se enervează pe copil și încearcă să-l pună la respect. Mama tot timpul îi mai dă o șansă și chiar dacă flutură linguroiul, nu face nimic cu el. Bărbatul trebuie să-și iubească soția. Este mandatul lui, este misiunea lui. El trebuie să-și iubească soția la fel de necondiționat cum el a fost iubit de Hristos necondiționat. Bărbații nu merită iubirea lui Hristos, dar Hristos îi iubește. Uneori soția nu merită iubirea soțului, dar el trebuie să o iubească doar pentru că doar atunci soția îl va iubi pe el. Bărbatul trebuie să-și cinstească soția. Dacă el se uită dacă ea merită sau nu, să știți că ea nu va merita. Uneori că nu va merita, iar alteori că nu vrea el să merite. De aceea Biblia îi spune să-ți cinstești nevasta. Așa spune cuvântul Domnului. Bărbatul trebuie să se roage fără mânie, fără îndoieli și să-și ridice mâinile. Așa spune Pavel. Dacă noi luăm din spusele lui Pavel doar ce se potrivește cu teologia bisericii în care am crescut noi, noi avem o mare problemă. Noi trebuie să ne uităm în Biblie pentru că toată Scriptura a fost inspirată prin Duhul și este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să transforme pe oricine dintre noi în adevărați oameni al lui Dumnezeu. Așa spune Biblia, când te rogi să nu ai mânie, iar dacă o ai, dă-o jos. Să nu ai îndoieli, dă-o jos și să-ți ridici mâinile, să fie curate. Ultima idee și ne apropiem de momentul rugăciunii. Purtarea fără înțelepciune față de soție, purtarea bărbatului fără înțelepciune față de soția lui,
împiedică rugăciunea lui înaintea Domnului. Lucrul acesta nu se întâmplă însă la soții, ci numai la bărbați. De ce? Pentru că bărbatul este capul soției. Bărbatul este capul soției. Misiunea bărbaților este una sfântă. Am vrut să spun că imaturitatea este cel mai mare risc al unui bărbat. Al doilea este pofta și îl vom discuta data viitoare. Dar în această seară, scumpii mei, privindu-vă pe dumneavoastră din pantofii unui bărbat, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu nu se raportează la noi după moda vremii. Dacă ar fi așa, am scăpa. Dumnezeu se raportează la noi după principiile din această carte. Cei care sunteți bărbați aici alături de mine, Dumnezeu într-o zi ne va cântări după principiile care au alunecat pe scrinul acesta. Câteva dintre ele au fost pe acest scrin în această seară. Cândva vom fi cântăriți de Dumnezeu, nu în funcție de teologia satului unde am crescut noi, nici în funcție de ambițiile noastre care ne dă particularitate și specific, ci vom fi cântăriți după această carte. Trebuie să excelăm în dragoste și să ne maturizăm. Trebuie să fim bărbați înțelepți, să ne înțelegem soția și copiii, să fim niște aducători de pace în biserica lui Dumnezeu, niște promovatori ai unității. Trebuie să ținem unii la alții. Că dacă la vârsta aceasta nu suntem în stare și am rămas copii, mofturoși, ambițioși, certăreți și dezbinatori, niciodată nu vom fi mai buni decât acum. Vă chem în această seară, scumpii mei, stimați bărbați, să avem un moment de rugăciune și să ne simțim în fața Domnului. Iar dumneavoastră care sunteți căsătorite și aveți un soț, vă rog, gândiți-vă la faptul că poate ați deveni prea critice și este zdrobitoare critica aceasta. Gândiți-vă la faptul că orice cuvânt de critică și de lipsă de apreciere pentru soți le taie aripile. E bine să-i criticați pentru ca să le descoperiți greșelile să se corecteze, dar dacă faceți asta peste măsură de mult, peste măsură de des și foarte ascuțit și dur și violent, să știți că îl veți frânge în fiecare zi și va deveni exact ce îl faceți să fie. Un om fără personalitate, un om fără idei, un om fără curaj, un om fără inițiativă și nu va fi bun de nimic. Nu vă transformați bărbatul într-o astfel de ființă, că o să vă fie rușine cu el. Dați-i aripi, încurajați-l. Încurajați-l chiar mai mult decât trebuie. Iar dacă sunteți niște persoane în vârstă, să nu vă fie rușine să-l țineți de mână. Este omul dumneavoastră alături de care ați îmbătrânit. E persoana aceea care va proteja de atâtea ori de-a lungul vieții. A muncit cu mâinile lui ca să mergeți shopping. V-a protejat, ați făcut împreună copii și i-ați crescut. Bucurați-vă de viață indiferent ce vârstă aveți. Până când voi pune mâinile pe piept, Carmen va fi jumătatea mea. Până când vei pune mâinile pe piept, țin-o de mână că s-ar putea să rămâi fără ea într-o zi. Mă uit la câțiva dintre bărbații de aici care au rămas singuri și știu că este ca o săgeată cuvintele mele în inimile dumnelor. Și descoperă o rană care va rămâne deschisă pentru întotdeauna, sau invers, pentru femei. Viața noastră este scurtă și trece. Bucurați-vă de tovarășul de viață, indiferent că e soțul sau soția, până când nu vine decizia lui Dumnezeu care spune stop. Nu știm când vine, dar acum e lângă noi. Îmbrățișați-l și îmbrățișați-o cu pasiune, spuneți-i cuvinte frumoase, aduceți-i daruri, chiar dacă nu merită, sărutați-l și sărutați-o, purtați-vă frumos unii cu alții. Pentru că la aceasta am fost chemați. Iar dacă nu știm să facem asta, să ne pocăim, să ne maturizăm și să facem asta pentru că este singurul lucru care ne va mângâia când vom rămâne singuri, să ne petrecem ultimii ani fără cineva căruia nu i-am dat valoare cât a fost lângă noi. Aș vrea să ne rugăm Domnului, ne ridicăm în picioare și ne rugăm.